Putem să ignorăm craterul de pe fața mea și să trecem la video. Neața România Ghișce, sunt Ines, iar voi cei care vă uitați la mine sunteți fie copii acum, fie ați fost copii când am fost și eu copil. Ceea ce înseamnă că dacă sunteți copii acum, vă veți regăsi foarte puțin, probabil, în lucrurile pe care le voi spune astăzi. Iar dacă ați fost copii când am fost eu copil, adică dacă v-ați născut între 1994 și 2001, vă veți regăsi până la suflet în tot ce voi spune eu acum. O serie de lucruri pe care toți le uram când eram mici. Când făceam vreo prostie și auzeam de la unul din părinții noștri replica: hai, vină puțin, vină puțin. Știai că o să-ți o iei. Când gătea mama ta o grămadă de mâncare și de prăjituri și de lucruri pe care le adora, eventual era, nu știu, Paștele, Crăciunul, orice sărbătoare sau chiar și fără eveniment și îți spunea că nu poți să te atingi de mâncare sau că mâncarea este pentru invitați, de ce mi-ai chinit așa mama? Pofta aia pe care aveam pentru mâncarea aia, mai ales că miroseam toată casa, cred că și la vecini. Toate sarmalele, toate sărățelele, toate bunătățile și tu trebuia să te abții până a doua zi sau până când veneau invitați. Când trebuia să te strigi afară pe geam pentru că era târziu și încă nu existau telefoane și stăteai să te strige: scumpete! Și bă, nu e că tu ești, te uiteai și tu pe geam și vedeai pe mai câte jumate a plecat pe balconul ăla ca să, și că să ajungă sunetul cât mai departe. Te simțeai ca toate alea, toți prietenii tăi rămâneau după 10 seara, 11 seara, făceați chestii, era jucați, nu știu, mâncați. Și s-a trezit mai ca să te strige fix pe tine, fix în momentul ăla, să te vadă toată lumea într-o liniște de aia totală, să te audă pe tine: scumpete, mămăliguță! Momentul ăla când deschideai o pungă de Lay's chipsuri mini, deci din aia pe care zici că o câștigai la pungile mari de Lay's, deci o pungă de aia atâta, în care sunt, cred că, 4 chipsuri jumate, și toată lumea în jurul tău îți venea să-și ceară un chips. Și tu erai ceva genul: bă, fraților, dacă vă dau la tot 10, doi dintre voi nici n-apucă să ia. Ce dracu, frate, că erau pungile aia de chipsuri, de zici că te duce la magazin să-ți cumperi niște aer și îți dădeau 3 chipsuri cadou, nu știu, card de fidelitate. Când aveai gumă în gură și venea cineva să-ți ceară gume și tu băgai niciuna că o am de acasă, boss. Când îți cerea cineva apă pe la 9 dimineața și tu pur și simplu, nu știu, ori n-aveai apă prea multă, ori nu vrei să dai, că erai scârbită persoana aia sau, nu știu, n-aveai chef, nu erai prieten și îi spuneai că nu ai apă și toată ziua după aceea de la 9 până când plecai acasă nu puteai să-ți bei apa pentru că te-ar fi văzut. Când te întorceai de la bunica și nu mai avea cine să te îndoape cu mâncare și dulciuri. Când venea prietenul la gurmand la tine și îți mânca tot în frigider. Când mergeai cu părinții la cumpărături și ignorau complet raionul de jucării. De ce? Când aveam telefoanele alea vechi de acum 100 de ani, viitoare abia apărute, un Nokia, un Siemens, Samsung, Motorola, de-alea, care nu aveau deloc memorie în ele, aveau, nu știu, cred că memorie de 5 mesaje și o poză maximă, sau dacă avea cameră foto. Și vrei și tu să ai o melodie acolo, telefonul la vai de rețul ascult și tu, nu știu, când ești în tramvai. Și singura metodă era să înregistrezi melodia. Și aveam momente în care trebuia să înregistrez și o melodie eventual de la un coleg sau de la calculator sau de la ceva și în general erau mai multe persoane în jur și cerea toată lumea să tacă din gură. Deci vă rup, tăceți dracu că mă înregistrez piesa asta mișto. Țin minte că eram odată pe stradă cu un prieten la oraș, iarna, întuneric total, și el avea pe telefon melodia asta, Crazy Loop sau ceva de genul ăsta, și eu vreau să o înregistrez. Bă, frate, am mers tot drumul de la școală până acasă, într-o liniște completă, ca să înregistrezi o melodie aia. Momentul ăla când erai de serviciu pe școală și partenerul tău de serviciu pe școală era bolnav sau nu venise la școală și trebuia să stai toată ziua singur, nu aveai cine să vorbești, nu puteai să faci nimic. Când erai ales ultimul pentru orice sport de echipă la școală sau în parc, Doamne, oribil. Când te plângeai de vreo mică durere și ai tăi nu te mai lăsau să ieși din casă. Când erai pedepsit și nu te lăsau ai tăi să ieși afară cu zilele și ai auzit pe toți copii afară. Și tu te uiți pe geam și te credeai în filme că îți puneai la căști melodia aia singura pe care ai înregistrat-o pe telefon și o ascultai pe repeat. Și te credeai Cleo din H2O cum se uită pe geam tristă când s-a despărțit lui de aia. În momentul ăla când te spălai pe mâini și nu deveneai sirenă. Grea copilărie, jur. Asta a fost o mersi mult de vizionare, sper că v-a plăcut și acest video. Dacă n-ați văzut ultimele mele videouri, sunt aici pe ecran. Mai jos pe fața mea puteți să vă abonați la mine, pentru că fac video în fiecare marți și vineri. Azi nu e vineri, e sâmbătă, dar nu că aș avea vreun motiv, însă baftă pentru toți cei care încep școala de luni. Sper că v-ați distrat în vacanța asta și că ați petrecut bine sărbătorile cu familia și cu cei dragi. Mai jos în comentarii puteți să îmi spuneți ce părere aveți despre video ăsta, dacă v-ați regăsit sau nu. Și dacă aveți vreo idee și
vreți să vedeți ceva ce n-am făcut până acum, puteți să-mi scrieți în comentarii. Sper că ați avut o super zi, iar până la viitoare, ciao România!